avea avocat mâine sau? Nu veți avea avocat, deoarece am primit răspunsul de la avocat, precum că trebuie să prezentat acolo, el a expediat demers, eu am încercat să-l expediez, nu s-a primit, pot să-l dau la mână. Deci, nu, să vezi, cred că deja cum a spus în instanță sau... Deci mâine voi fi audiat fără avocat. Da, cred că veți fi audiat fără avocat, mai mult ca atât. Dar ce măsură, ce o să aibă loc mâine? O să vă întocmesc un proces verbal, consider că. Din ce mi-amintesc, eu am solicitat în scris acces la materiale. Da, da, desigur, desigur. Eu n-am primit niciun material, deci cred că la poliție nu am ce căuta din momentul în care nu mi-ați dat materiale. Am înțeles. Deci dați-mi material. Eu am solicitat în scris materialele și nu le-am primit. Pentru ce să vin? Mă purtați iar pe drumuri? V-am zis că depun plângere. Da, sigur, eu am deja vreo 4 plângeri vine de la mine. Sunt toate la mine, toate vin, le trimiteți la procuratură, pe unii, dar toate vin la mine în final. Asta e foarte rău, asta înseamnă că legea nu funcționează bine. Nu știu, nu sunt eu competent în asta, mi le trimit oamenii, alți oameni care ei consideră că trebuie să le trimite. Nu depinde de mine ca să înțelegi din asta. Deci eu mâine pentru ce sunt chemat din momentul în care nu mi-ați dat documentele cerute? Eu vreau să fac cunoștință cu întregul material. Cu întregul material puteți face cunoștință să depun avocatul dumneavoastră cu mandat, cu tot depun o cerere sau dacă dumneavoastră ați depus cererea, cererea dată trebuie, eu vă pot în baza cererii elibera doar ceea ce ține de dumneavoastră. Restul sunt date cu caracter personal. Deci uitați-vă, nu vorbim mult la telefon, vă aștept mâine. Dacă aveți posibilitate, vă rog să vă prezentați. În caz că nu aveți posibilitate, asta e, voi face în lipsă. Despre plângerea mea o să vă pronunțați tot mâine? Da, cred că da, desigur. Pentru că eu am depus o plângere care n-a fost încă examinată, n-ați spus niciun cuvânt. Se examinează, nu se examinează? Se examinează, totul se examinează. Dacă dumneavoastră doriți copii de pe material și dacă înțelegeți, eu trebuia să-l acumulez. Eu l-am acumulat, l-am acumulez și l-am acumulez. În final, depune cererea aceasta la inspectorat unde se solicită. El deja materialul e în arhivă. E tot completat care ei poate să vă elibereze. Dar eu dacă vă eliberez, de exemplu, astăzi, de exemplu, copiile de material, 5 la număr, de exemplu, vă dau, da? Dar poi mâine, răspoi mâine, eu mai acumulez careva probe, care vreți să cați și 8 la număr deja. Dumneavoastră ce o să spuneți? Și mi-ați dat numai 5, corect? Așa. Dar în cazul dat nu mi-ați dat chiar nimic. Eu am cerut acces la toate materialele. Corect. Până vă rog să-mi spuneți dacă a fost cineva pedepsit până acum. Sancționat, măcar unul dintre ei. Sunt persoanele citate care vor fi pedepsite. Persoanele vor fi, nu numai dumneavoastră, veți fi pedepsit. Păi asta eu întreb, a fost cineva sancționat până acum sau nu? Până la moment nu e nimeni sancționat. Am înțeles. Eu până la moment am examinat și am lucrat pe material. Eu nu am putut să sancționez pe cineva înainte de acumularea probelor. Plângerea mea tot dumneavoastră o examinați? Da, tot eu examinez plângerea dumneavoastră. Clar, atunci ne vedem mâine acolo. Care plângere vă referiți, la care? Plângerea care am depus-o eu. Da, desigur, dar toate, la mine care ați depus-o? Da. Da, desigur, totul este la mine, tot materialul este la mine. Bine, mersi. Absolut, tot. Deci vă aștept mâine sau cum? Mâine, da. Înseamnă că mâine la 10 ne vedem la sector, da? Exact. Vă seara plăcută, băi. Asemenea.